Zăpada căzută în ultimele 24 de ore a afectat serios circulația rutieră pe drumurile din nordul județului Argeș, cel puțin în localitățile Rucăr, Dragoslavele, Valea Mare și Cetățeni. Drumurile dintre Pitești și Brașov sau dintre Câmpul Lung și Târgoviște au fost acoperite de zăpadă și pe ele s-au creat ambuteiaje. DN-73 a fost complet blocat de două tiruri și o platformă auto. Reprezentanții direcției de drumuri au intervenit pentru dezăpezire cu toate utilajele pe care le-au în dotare.